Multe. În continuare despre acest subiect cu invitatul meu, profesorul Adrian Cioreanu, fost ministru de externe. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua, eu vă mulțumesc pentru invitație. Și iată că vorbeam la începutul săptămânii despre cum UDMR nu ar putea să iasă sau că nu ar fi bine, spunea dumneavoastră că nu ar fi bine să iasă de la guvernare. Astăzi s-a discutat intens despre cum s-ar putea întâmpla asta și ce își doresc de fapt PNL și PSD în momentele astea. Nu, e o întrebare. Eu rămân la impresia că ieșirea UDMR-ului de la guvernare n-ar avantaja pe nimeni. Și să vă spun de ce. Pe de o parte, vedeți noastră, domnul Ciolacu și-ar inaugura acest mandat cu scoaterea unui partid, unui partener, alături de care au mers în câteva rânduri, ceea ce nu-mi dau seama dacă ar duce la calmarea minorității maghiare din România sau la, eu știu, la calmarea eventualelor alte formațiuni politice pe care minoritatea maghiară le poate dezvolta la noi. Și cred că un UDMR scos de la guvernare ar avea încă motive să se apropie și mai mult de anumite doctrine ale lui Victor Orban, chiar mai mult decât este acum. În al doilea rând, PNL-ul și-ar pierde un partener de centru-dreapta. În măsura în care PNL-ul rămâne un partid de centru-dreapta, UDMR-ul declarat este la fel un partid de centru-dreapta, vă dați seama că această orientare în guvernul României s-ar diminua. E vorba de oameni aici. Este vorba de oameni care nu vor să renunțe la anumite ministere, în joc fiind transporturile, dezvoltarea și acest post de vicepremier pe care UDMR-ul avea. Probabil domnul Ciucă și îl dorește pentru a păstra controlul asupra partidului și măcar ne-am lămurit, doamnă Tompea și stimați telespectatori, măcar ne-am lămurit că domnul Ciucă nu vrea președinția Senatului. Uitându-ne în urmă, au fost doi lideri liberali care au fost președinți ai Senatului, Crin Antonescu și Călin Popescu-Tăriceanu la un moment dat, dar nu i-a ajutat foarte mult și cred că domnul Ciucă din acest motiv mai curând dorește funcția de vicepremier, care, iată, acum se află la UDMR. Da, și interesant totuși, pentru că spuneți exact de scenariul pe care l-ați conturat și luni când vorbeam inițial despre scoaterea UDMR de la guvernare, atât de greu să cedeze PSD și PNL ce își dorește UDMR, adică cele două portofolii, atât de mare miza. Bun, aici vorbim pe de o parte de două portofolii, nu neapărat că ele sunt cu miză, ci miza este alta. Adevărul este că această coabitare între PNL și PSD a fost ceva inedit în experiența noastră democratică, politică. Nu a fost deloc rău că am experimentat această alianță dreapta-stânga, dar se vede treaba că nu avem această experiență de a ne duce la capăt și promisiunile. E limpede că dorind să păstreze transporturile, în măsura în care protocolul prevedea inițial o schimbare a ministerelor între partide, dorind să păstreze transporturile, într-un fel PSD-ul e primul care încalcă această înțelegere. Și de acolo pleacă, de la legarea domnului Grindeanu, înțelegem, de transporturi. Sau, mai bine spus, păstrarea Ministerului Transportului de către PSD, pentru a rămâne acolo domnul Grindeanu. Și asta, evident, creează o tensiune între toți cei trei parteneri, pentru că, așa cum Digi a anunțat deja, în momentul de față, PSD spune liberalilor, duceți-vă și luați un minister de la UDMR. Ori UDMR-ul fiind al treilea partener în această ecuație, pare cel mai predispus la a pierde. Eu nu cred că vor ieși de la guvernare, dar probabil vor pierde un minister cum ar fi dezvoltarea. O idee bună, reducerea numărului de ministere, domnule profesor? Asta da, reducerea numărului este o idee foarte bună, dar reducerea se va face prin comasare. Uh-huh. Unele ministere se vor topi unul în altul, vom vedea care va fi situația, dar ca atare e o idee foarte bună. Asta este ideea cu care domnul Ciolacu a venit. Ideea în sine, repet, este bună. Ce nu mi se pare o idee bună ar fi scoaterea UDMR-ului în acest moment, cu un an înainte de alegeri, nici un an practic, nu mi se pare a fi, pentru că arată ceva despre seriozitatea acestui parteneriat. Adică până acum ne-ați spus că sunteți o echipă și duceți țara într-o direcție pe baza unui program.
Iar acum vă certați pentru ce? Pentru un post sau două, pentru două ministere. Repet, reducerea numărului e o idee bună, UDMR-ul ar trebui să rămână în guvern. Mulțumesc tare mult, domnule profesor! O zi bună!